Vă rog doar să vă uitați la balerinul politicii românești, pentru că ori de câte ori se întâmplă ceva bun în țara aceasta, ori de câte ori se inaugurează vreun tronson de autostradă, ori de câte ori ceva bun se întâmplă, acesta face spume. Este extrem de supărat, fiecare grimasă a feței lui transmite ciudă atunci când se întâmplă ceva bun. Și vedem în aceste zile cu pensiile cât de supărat este că se măresc pensiile, el și colegii lui. Și da, mă refer la balerinul Rareș, dacă nu vă era foarte clar despre cine este vorba. Apropo de pensii, până acum 2-3 zile, partenerii noștri parcă mai voiau să bage 4 milioane de euro noi panouri de promovare pe care să scrie că ei au mărit pensiile. Asta e și glumă, că de parcă vreodată au mărit ei vreo pensie în țara asta. E bună și de glumă. Acum, pentru că sunt câteva probleme, care sunt regretabile, dar care se vor corecta, se ascund în tranșee cu chipiurile pe ochi, dragi colegi. Asta fac.